AgroSeed Muntenia livrează sămânță de grâu certificată ambalată în saci de 500 de kg, relații la telefon 0744575766 sau 0744574761. Fundația Natura Vie a implementat proiectul Pescuitul o oportunitate, produs turistic transfrontalier și o utilizare durabilă a patrimoniului natural și a resurselor. Obiectivul general al proiectului este acela de a face activitățile de pescuit recreativ și de produse derivate care promovează patrimoniul cultural tangibil și intangibil un produs turistic de marcă transfrontalieră care îmbunătățește utilizarea durabilă a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniului cultural. Proiectul, cu un buget de peste 490.000 de euro, are o durată de implementare de 18 luni, până pe data de 14 martie 2020. În urma implementării proiectului, se dorește creșterea numărului de noptări turistice în regiunea transfrontalieră. Numele meu este Gabriel Șebe. Gabriel Șebe. Sunt președintele Fundației Natura Vie din Călăraș. Sunt președint în compania Natura Vie în Călăraș. Lider al unui parteneriat. Lider al unui parteneriatul. Compus din patru entități. Cu care să stai în cecheri obținerea. Și care avem în implementare. Și cu care să cecheri. Un proiect foarte frumos. E din nou un proiect. Denumirea lui fiind Pescuitul oportunitate turistică transfrontalieră. Negutul nazvanie e Rybolova jedno transgranično predimstvo. Produs și utilizare sustenabilă. Coetul e din product ză potărjăne. A patrimoniului natural și a resurselor. Na nașetu prirodnul năslețtu și na resursite. Aceste denumiri întotdeauna și mie mi s-au părut foarte greoaie. Tezi naimenovanii na mea mi se spruvăhă dosta tezici. În esență, acest proiect. Nu o să-și nu stă la този proiect. Dorim ca să aibă ca țintă. Iscăme cătul cel de imă. Cunoașterea zonelor. Cunoașterea na zonite. De cât mai mulți turiști. Oricolcutul moje povece turiști. Ce înseamnă zone? Cău înseamnă zone, raioni. Zonele țintă ale acestui proiect sunt. Zonite țel na nașie proiect să. Județele Călăraș, Giurgiu și Teleorman. Ocrăzite Călăraș, Gheorgheu și Teleorman. Din România. Ot România. Și Silistra Ruse Târnovo din Bulgaria. Și Silistra Ruse Târnovo, Bulgaria. Deci, după cum știți, aceste județe sunt față în față. Ca tu знаете, tezi ocrăzi să edne sreștiu drugi. Ne separă doar fluviul Dunărea. Răzele ghidin sunt reca Dunăv. Ideea acestui proiect este de a dezvolta un hobby și un sport. Ideea de la този proiect este de răzvie un hobby și un sport. Care este pescuitul. Căcăftu e ribulovă. Și care poate să aducă și poate să aducă niște venituri foarte frumoase pentru oameni din zonă. Може да донесе много добри приходи за хората от района. Sunt sigur că în această sală sunt foarte mulți musafiri. Sigur sunt că în тази зала има много гости. Cărora ne place să pescuim. На които им харесва, на които ни харесва да рибуваме. Dar de multe ori, но много пъти, poate că n-am avut informația, informația sau da? Disponibilitatea și de a ajunge undeva să pescuim și să ne simțim bine. Cred că ați pățit la fel ca și mine. Să ajungeți la poarta unei bălți și să nu fiți primiți. Ideea acestui proiect. Ideea de la този proiect de a crea e de să-ți niște pachete turistice e de turistici pachete care să cuprindă locații din România și Bulgaria cu care să ocupaște mesta din România și Bulgaria în așa fel încât o familie până acest pe care e un semestru în care există un pescar v care e un ribar să poată să cumpere acest pachet de poate să cumpi този pachet iar în acest pachet să aibă absolut tot. И в този пакет да има абсолютно всичко. Mă refer la locul unde pescuiește. Базирам се на мястото, където ще риболува. Locul unde doarme. Мястото, на което ще спи. Locul unde mănâncă. Мястото, на което ще се храни. Iar pe lângă cel care pescuiește. И покрай този, който лови риба. Familia lui să aibă alternative de a-și petrece într-un mod plăcut timpul. Семейството му да има алтернативата да си прекара
по един приятен начин свободното време. В този сенс, в този смисъл, în urma studiilor făcute atât în România și în Bulgaria, вследствие на изследванията, които правихме както в România, така и в България, și a unui punctaj strict и на много точна точкова система, făcut de echipele din proiect, направено от екипа на проекта, au fost alese trei trasee. Бяха избрани три трасета. Un traseu care leagă obiective din Călăraș cu cele din Силистра. Едно трасе, което свързва obiecte din Călăraș cu cele din Силистра. Un traseu care va lega obiective din Giurgiu și Ruse. Trasee care ще свърже обекти от Русе и Гюргево. Și un traseu care va lega obiective din Телеорман și Târnovo. И трасе, което ще свърже обекти от Охрид, Телеорман и Търново.